Monica face parte dintre fetele care au fost la ea cu stila, au avut parte de o transformare și iată ne trimit și un fel de update ca să văd ce... Că nu ți-ai lăsat bretonul. Ești frumoasă și fără breton, ăsta e adevăr. Și oricum vă dau o îmbunătățire mare în ceea ce faci acum față de ceea ce făceai atunci când te-am cunoscut. Mi se pare că pașii sunt mari. Tot nu-mi place cureaua aceea acolo. Nu poate să-mi placă la nimeni, nu va plăcea nici la tine, asta este clar. Îmi place că în sfârșit îți arăți tatuajele, pentru că despre asta este vorba. Dacă aveți curajul să vă desenați lucruri pe corp, aveți curaj să le și arătați. De ce ați ascunde așa ceva? Până la urmă este vorba despre o muncă a cuiva și despre o investiție pe care voi o faceți tot în voi. Eu nu am tatuaje. Recunosc că ador să văd tatuaje la alți oameni în jurul meu. Însă momentan eu nu am niciun tatuaj și sinceră să fiu, nici nu intenționez să-mi fac prea devreme. Asta și pentru că cumva farmecul meu este legat de faptul că am această piele albă, practic nevăzută de soare. Și îmi vine greu să renunț la povestea asta, dar poate cine știe pe viitor. Revenim la ținuta ta. Da, este bine, se poate și mai bine. Văd progresul denotat. Nota 7. Avem o fotografie trimisă de Ana și sunt foarte profund dezamăgită. Adică cine asortează niște păsări colibri cu o găină albă? Adică cu o găină pestriță aș fi înțeles, cu un brahma, cu ceva, nu știu, adică glumesc. Ador această fotografie, nu doar pentru că are găină, toată lumea știe că mie îmi plac găinile. Da, mie îmi plac găinile. Vă e dor de găină, să fiți sincer acum. Da? Eu știu cum e. Ne mai gândim. Îmi place foarte mult fotografia, fetița este extrem de dulce și poate cel mai important lucru este că acești copii au început să redescopere farmecul copilăriei la țară. Dintr-o dată n-au mai stat doar pe computer, au pus mâna pe o găină, au pus mâna pe o rață, au pus mâna pe o oaie. Au început să simtă lucrurile cum le simțeam noi când eram mici. Și asta pentru mine este o mare bucurie, pentru că poate cea mai mare tragedie a zilelor pe care le trăim este faptul că acești copii nu mai au o copilărie în sensul adevărat al cuvântului. Nota mea pentru tine este 10! Liliana, tu ești foarte sexy, ai ceva din Jamie Lee Curtis, așa, nu știu, în atitudine, în faimosul film, mă rog, când s-a dus ea pe hol și și-a udat părul cu apă dintr-o vază, ceva superb, îmi place. Există momente în viață când o rochie care nu are mânecă poate suporta o pereche de pantofi, cu vârf ascuțit, cu toc, o pereche de stiletos, adică asta este momentul când excepția trebuia să fie regulă. Nu e greșit că porți o pereche de sandale, dar nu-mi plac atât de mult. Sunt niște sandale urâțele care nu fac bine nimănui. Dacă ar fi să mă gândesc la o comparație, din punct de vedere a avea aceste sandale în dressing, ar fi echivalent cu a avea 5 pungi de mălai în cămară. Adică, până la urmă, nimeni nu mănâncă atât de multă mămăligă. Și de ce ai mâncat mămăligă când poți să mănânci prăjituri? Cred că înțelegi unde vreau să bat. Adică, trebuie să îndrăznești puțin mai mult și să te accepti ca o femeie foarte sexy, pentru că tu asta ești. Îmi place că ai făcut primii pași în direcția asta și te aplaud. Dar trebuie să mergi mult mai departe. Nota mea pentru tine este 8. Noua generație bate la ușă. Este doar o chestiune de timp până când va apărea și următoarea Iulia Albu. Deja văd candidați pentru posturi din televiziune. Și așa, epoca lui Măruță, nu știu cât mai, da? Oricum, sunt mai mulți în situația asta. Există loc întotdeauna pentru cei tineri. Iată, Ștefan este gata, pregătit. Îl și văd având un show, de ce nu chiar la antena? Ar fi și păcat să nu. Foarte serios așa, ar putea totuși, uitându-mă la el, să aibă și o carieră în politică, de ce nu? Adică este suficient de carismatic și suficient de serios în același timp. Pentru că pentru a lucra în televiziune trebuie să fii carismatic, dar pentru a fi în politică, pentru a fi în politică nu-ți trebuie nimic. De fapt, chiar din ultimii 30 de ani, dacă stau să mă gândesc bine, tu ești prea mic, Ștefane, nu-ți amintești. Și poate e mai bine să nu se întâmple asta. Lasă că veți schimba voi fața acestei țări. Nota mea pentru tine este 8,9. Loredana, uite cum facem. Tu mâine te duci și la dressing-ul tău și faci așa. Iei o pereche de pantaloni. Slim fit. Nu. O pereche de pantaloni din stofă. Negri. După care iei o cămașă albă, o bagi în pantaloni, o lași puțin pe deasupra. După care îți pui o pereche de Oxford shoes sau o pereche de stiletos negri din lac, ce spui?
și o să ne prefacem cu toții că fotografia asta nu s-a întâmplat. Ok? Pentru că oricât de mult aș aplauda intenția de a purta culoare, respectiv acei pantaloni roșii, oricât de mult aș încerca, nu înțeleg de ce ai pune o piesă nud peste acel negru, este criminal. Iar negrul din picioare este exact măslina de pe colivă. Da, ai auzit bine, măslina de pe colivă, că bomboana ar avea o logică totuși. Ar avea o logică, ar completa coliva. Asta este o măslină de pe colivă. Așa ceva nu ar putea mânca nimeni. Nimeni în istorie nu a mâncat colivă cu măslină. Simt cum asta va deveni o provocare pe TikTok. O simt venind, nu mă provocați. Nota mea pentru tine astăzi este 5. Foarte frumos ancuța, îmi place totul în legătură cu ținuta ta. Îmi place și încălțămintea, îmi place și vestimentar ce porți, îmi place și părul, îmi place absolut tot. Că nu este totuși chiar de dificil să ai o ținută foarte bună. De fapt, dacă stăm să ne gândim, noi încercăm inutil să complicăm de cele mai multe ori lucrurile. Complicarea asta nu este pentru toată lumea și nici nu ar trebui să fie ceva ce voi să vă doriți să faceți. Pentru că, până la urmă, țelul vostru este să arătați fantastic, nu să purtați nu știu ce avioane prin cap. Lăsați că fac eu asta. Geanta arată bine, de parcă ai fi pregătită să împachetezi pe toată lumea în ea și să pleci în concediu, că bănuiesc că pleci tu cu cineva, nu pleci singură, nu? Adică măcar căcel, purcel, bagaje, totul intră acolo, casa cu totul cred că ar putea să intre. Este util, eu înțeleg, când pleci în vacanță trebuie să ai spațiu. Acum nu pleci în vacanță? Păi ce cauți cu geanta aia după tine? Vrei să ascunzi ceva reprobabil în ea? Te văd. Nota mea pentru tine este 8,9. Adriana, tu ești un copil superb. Asta, știți, toți copiii sunt frumoși. Toți copiii. Măi, dar unii copii totuși sunt mai frumoși decât alții. Haideți să vă spun ceva. Eu am fost genul acela de late bloomer. Am fost un copil frumos în prima parte a copilăriei mele, după care am devenit o chestie inspirată de tablourile lui Picasso. Aveam nasul foarte mare, eram foarte slabă, puțin... În fine, nu intrăm în asemenea detalii. Copiii au etape de dezvoltare diferite și arată bine la anumite vârste și altele mai bine decât arătau înainte. Ceea ce este important este că totuși ești un copil. Fiind un copil, aș vrea să nu încerci să porți ținute de oameni mari. Sau fă-o doar ca distracție. O să consider că fotografia asta nu este relevantă pentru stilul tău vestimentar și ai făcut-o doar ca să mă impresionezi pe mine. Ceea ce, by the way, ai și reușit. Îmi place că porți geantă roșie, îmi place că ai încălțămintea roșie, îmi place chiar și pălăria. Nu aș fi ales centura roșie, dar pentru că ești un copil, la tine merge foarte multă culoare. De ce nu? Apropo de povestea asta cu copiii și hainele, eu cred că este important ca voi ca părinți să încurajați copiii să poarte lucruri pentru a se cunoaște pe ei. Nu sunt neapărat de acord că la școală copiii ar trebui să poarte tot ce vor ei. Nu, pentru că nu cred în povestea asta că ar trebui să limităm creativitatea pe care eu o au. Deloc. Eu însă am fost o rebelă și tot timpul am vrut să port ceva ce n-am avut voie. Dar până la urmă și în definitiv, trebuie să recunoaștem că a purta orice vrei tu la școală așa, creează o graniță între tine și ceilalți copii. Și eu cred că cel mai bine ar fi ca în școli să existe uniforme. Știu că o să-mi pun foarte multă lume în cap, dar nu-mi pasă. Eu cred că în școală ar trebui să existe aceste uniforme, pentru ca copiii noștri să înțeleagă această noțiune de egalitate dincolo de conceptul care le este predat la educație civică. Să înțeleagă că în momentul în care vor alege să poarte lucruri care să le definească personalitatea, vor trebui să facă asta cumva asumat și să o facă respectând niște reguli care țin mai ales de niște lucruri care sunt importante, nu de trenduri și de alte lucruri care trec. Și chiar cred că este important ca acești copii să învețe la o vârstă fragedă, de ce nu, lucruri care sunt mai importante decât ceea ce poartă. Da, este important cum te îmbraci, dar este important să fii curat, este important să fii politicos cu ceilalți, este important să zâmbești și este important să fii un om bun și să te dezvolți într-o persoană ok cu toți oamenii din jurul tău. Și poate că este și o ambiție personală de ale mele și poate că eu, fiind o victimă a bullying-ului în școala generală, simt lucrul ăsta puțin mai altfel decât ceilalți, dar eu chiar cred că asta este ceea ce ar trebui ca acești copii să învețe în acest moment, în această parte a vieților. Oricum, ținuta ta este foarte cool și nota mea pentru tine este 8,5.